Banca de Economie își consolidează poziția pe piața bancară din Moldova. Pe 28 octombrie, o nouă filială și-a deschis ușile în centrul capitalei pe adresa Grigore Vieru 26/1. Sediul are un design modern, practic și este dotat cu tehnică de ultimă generație. Мы продолжаем ту стратегию, которую мы озвучили летом, о том, что мы самый большой банк. На сегодняшний день у банка 576 представительств. И, как мы обещали, в этом году будут еще открыты еще 5. Филиал нового уровня, филиал новых технологий. Deschiderea unei filiale, aceasta înseamnă că banca are perspective, banca are putere, banca se dezvoltă. Clienții au rămas impresionați de noul oficiu. Acestora le-au fost oferite o gamă largă de servicii, printre care deservirea de conturi, procesări rapide ale plăților și transferuri bănești din orice colț al lumii. Deservirea în timp rapid nu trebuie să stau mult rând, anume cu depozit. De asta am ales Banca de Economie. Fidelitatea clienților băncii este confirmată și de cifre. Cum a menționat președintele interimar al băncii Viorel Bârcă, la finele lunii septembrie curent, activele totale ale BEM au ajuns la circa 11 miliarde de lei, ceea ce este cu 28% mai mult față de începutul anului, iar soldul total de depozite a depășit 8,5 miliarde lei. Suntem un client vechi a Băncii de Economie, mai mult de 10 ani de zile. Banca este suportul nostru, ne ajută și la creditare, și la ajustare, toate cerințele care sunt noi acum. Reprezentanții Băncii de Economie spun că deschiderea sucursalei face parte dintr-un plan ambițios de modernizare a instituției. Pentru prima dată în sistemul Băncii de Economie au fost amenajate scene comode pentru deservirea separat a persoanelor fizice și a persoanelor juridice. Prin deschiderea noilor filiale, Banca de Economie își confirmă sloganul de cea mai mare bancă, având cea mai mare rețea de subdiviziuni în toată țara.